Potrivit calendarului neîndreptat, mâine va fi cinstit Sfântul Ierarh Nicolae. Astăzi, în ajunul sărbătorii Sfântului Învățător al Bunătății și Dărniciei, Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, i-a vizitat pe beneficiarii azilului de bătrâni din localitatea Alexandru Ioan Cuza, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, i-a binecuvântat pe vârstnicii de la azilul din localitatea Alexandru Ioan Cuza și le-a oferit daruri, constând în alimente, haine și alte produse. Pachetele au fost oferite cu sprijinul parohiei Sfântul Apostol Andrei din Würzburg, Germania, și al parohiei românești din San Bonifacio, Italia. Am discutat cu cei aflați în acest azil. Am văzut dragostea personalului existent în azil și în același timp am văzut și bucuria pe fața persoanelor vârstnice găzduite în acest azil, care uneori sunt departe de familiile lor, care sunt uitați de membrii familiilor lor și care își doresc ca să întâmpine sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae cu multă bucurie. Mulțumim binefăcătorilor noștri și celor care ne sprijină ca să organizăm astfel de activități de întrajutorare și în același timp vrem ca aceste activități să se înmulțească, pentru că numărul persoanelor aflate în dificultate din Republica Moldova este în creștere, iar fiecare popas, fiecare moment de bucurie le dă speranțe de viață și face ca să trăiască frumos și să mulțumească lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă. Cu prilejul vizitei, ierarhul a oferit personalului azilului calendare.